De 25 de ani, Asociația Clujeană Caritatea oferă ajutor material și spiritual persoanelor cu dizabilități, nu numai din județul Cluj, ci și din județele învecinate. Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate, de slujire tot mai adâncă și mai atentă, Caritatea a sărbătorit, alături de beneficiari, voluntari, invitați, în mijlocul naturii, în localitatea Mărișel. Au fost concursuri sportive, mesaje biblice, jocuri, cântece, într-un cuvânt, bucurie. Și din această bucurie vă invităm să gustați și dumneavoastră. Stăm de vorbă mai întâi cu câștigătorii locurilor întâi la concursurile Crosul cărucioarelor, tenis de masă, cel mai bun proiect de slujire a persoanelor cu dizabilități, lucru manual. Ai talent la tenis de masă? Te-ai antrenat pentru concursul ăsta în mod special? Nu m-am antrenat, joc tenis de pe vremea când eram pe picioare, din generală, și ori de câte ori prind ocazia, de obicei în tabere. Și ai mai participat și ai mai câștigat? Da, tot la o serbare la Caritatea, când a împlinit Caritatea 20 de ani. Așa rar? Da. Și ce loc? Și atunci a fost tenis locul întâi și cross. Nu mai știu, de mult mai. Oricum ești un om de locul întâi, așa-i? Da. Mulțumim. Ai câștigat locul întâi la concursul Cea mai bună slujire față de persoanele cu dizabilități. În ce a constat proiectul tău? Da, așa este. Am câștigat... Felicitări, dacă tot vorbim de locul întâi. Mulțumesc. Am câștigat pe neașteptate. Nu mă așteptam, eu am scris ce am simțit. Proiectul care l-am prezentat și care îi în plan de desfășurare, vrem să organizăm o întâlnire cu persoanele cu dizabilități la noi în biserică. Vrem să ne adunăm din zona Tursii, Câmpia Tursii, Bogata, cu lucrători slujitori din biserică. Să adunăm și ăsta, normal, e proiectul și la noi în biserică. Să implicăm biserica în ajutorare, în slujire a persoanelor cu dizabilități. Ce crezi că a făcut să fie special proiectul ăsta? Cred că faptul că am dorință să slujesc și să fac și eu ceva, chiar dacă sunt o persoană cu dizabilitate, pot să slujesc la rândul meu și altora, să dau un încurajare și o îmbărbătare, un sfat. Să fie acolo, ca să-i ascult. Concursul Cum să slujim persoanele cu dizabilități a fost cel mai așteptat. De ce? În primul rând că încheie un curs foarte frumos. Dincolo de suferință, da? Dincolo de suferință, care ne-a învățat cum să slujim persoanelor cu dizabilități. Și fiind aici la Caritatea și cei mai mulți fiind interesați de lucrul acesta, a fost și concursul cel mai așteptat. Ce criterii de jurizare ați avut când ați încercat să desemnați cel mai bun slujitor? Criteriile pe care ne-am bazat au fost următoarele. În primul rând, cum fac cei care s-au înscris la concurs o slujire a persoanelor cu dizabilități? Cum au început-o, cum o fac și ce planuri de viitor au? Un proiect. Un proiect. Și concursul acesta a cuprins un proiect care se referă tocmai la această temă, cum să slujești persoanele cu dizabilități cât mai bine, cât mai eficient și cu efectele cele mai bune. Și câștigătorii? Cum v-au convins? Sau haideți să vorbim de locul întâi. Surpriza cea mai mare a noastră a fost că am văzut persoane care au niște proiecte foarte serioase și nu le-au început acum, le-au început dinainte, le-au dus într-un anumit stadiu și ceea ce mi-a plăcut la ei a fost faptul că ei nu au spus că e greu, ci au subliniat faptul că se bucură că pot să lucreze cu persoanele cu dizabilități și vor duce proiectele acestea înainte. Un lucru inedit la câștigători, la ocupanții primelor trei locuri? Cea mai mare surpriză a fost faptul că pe primele trei locuri s-au situat trei persoane cu dizabilități. Fiind
două dintre ele în cărucior. Cea de-a treia, cu dizabilități destul de pronunțate, au ieșit pe primul loc ca să ne dovedească că cei mai buni în slujirea persoanelor cu dizabilități sunt tocmai persoanele cu dizabilități, fiindcă ei știu ce înseamnă o dizabilitate, știu cum să contacteze pe alții cu dizabilități, știu cum să ia și sunt preocupați de asta și o fac. Felicitări pentru locul întâi la concursul de lucru manual. Ce ai realizat? Am realizat niște floricele broșe din material și păpușele din ațe în costum național. Cum ți-a venit ideea asta cu păpușile în costum național? Am văzut pe net. Și le-ai... Am pus în practică. Eu mai frecventez încă un club de persoane cu dizabilități și i-am ajutat să facă de o marte, de sărbători din astea mărțișoare și... Și cu asta ai cucerit și pe cei de la Caritate. Da, cu asta i-am încercat să le arăt și aici ce... lucruri frumoase pot ieși din mâinile noastre, chiar dacă avem probleme. Noi suntem niște talentați. Cu ce gânduri ați început și cu ce resurse? La început, dorința noastră a fost să fim de ajutor celor săraci, celor nevoiași, celor cu nevoi speciale. Începutul a fost cu greutăți, dar binecuvântarea lui Dumnezeu a venit. Întâlnirea cu Irina Șchiopu, care a avut un accident de cale ferată, trenul i-a tăiat ambele picioare, și alte două persoane care erau nevăzători de la spitalul de recuperare, am hotărât să începem activitatea cu persoanele cu dizabilități. Și dintre toate activitățile, această activitate a fost binecuvântată de Dumnezeu și a propășit cu pași repezi și binecuvântați. Cu ce resurse umane și financiare ați reușit să ajungeți până astăzi? Da, resursele au venit de la membrii fondatori și de la alți prieteni, frați, cu timpul biserii și alte asociații asemănătoare. Aș explica în scurt, în 1996, înainte de a începe o serie de tabere, mai era o săptămână și n-am primit niciun leu donație. Se punea problema cum facem tabăra. Și am luat o hotărâre, era încercarea familiei noastre, am spus soției, economiile noastre le dăm pentru prima tabără. Dacă Dumnezeu nu dă, cu rușine, spunem că abandonăm. Dar a doua zi, un grup de turiști din Elveția au venit la noi, au făcut o colectă și s-au adunat banii necesari pentru 10 serii de tabără, câte 10 persoane, și ne-au mai rămas și pentru cheltuieli de încălzire pe timpul iernii. În urmă s-a înființat în Olanda Fundația Stick in Caritate, acolo unde... am două fiice căsătorite și de acolo, la nevoie, am fost ajutați pentru a schimba acoperișul clădirii noastre, care a fost un grajd de animale, și încet să îl renovăm. Și acum este și teren de sport și depozit pentru cărucioarele primite de la Johnny and Friends. Da, acum deja sunt utilitățile necesare, spațiu necesar pentru a ne desfășura activități folositoare pentru persoanele cu dizabilități. Care sunt cele mai folositoare, cele mai importante lucruri pe care le-ați realizat în timp? Colaborarea poate cu Johnny and Friends, adică în mod sigur a fost unul dintre lucrurile cele mai importante, dar și altele. Cel mai important lucru a fost cuvântul lui Dumnezeu, care de la început am încercat să-l semănăm în inima acestor persoane cu dizabilități care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Cea mai mare bucurie a vieții mele a fost la primul Crăciun din 1990, când cele 10 persoane participante de la 1 iunie până atunci au spus pe rând fiecare Tatăl nostru. Și de atunci Dumnezeu
a binecuvântat și dintre persoanele cu dizabilități, mulți sunt astăzi voluntari și lucrători, slujitori pentru alte persoane cu dizabilități. Ce activități principale se desfășoară la Caritatea? Da, o activitate pe timp îndelungat, din 1995, a început parteneriatul nostru cu Asociația Johnny și Prietenii, care an de an au adus aproximativ 100-150 de cărucioare, au venit și oameni instruiți pentru a învăța împreună ce trebuie făcut și lucrarea aceasta a crescut. Apoi a apărut în anul 2011, tot aici la Mărișel, o întâlnire a mai multor reprezentanți ai asociațiilor de caritate care se ocupă de persoanele cu dizabilități în urma unei declarații de a încuraja bisericile și creștinii în ajutorarea persoanelor cu dizabilități, s-a format, s-a constituit rețeaua slujirii persoanelor cu dizabilități din Transilvania. Și aceasta crește mereu. Și acum sunt puncte unde se lucrează grupuri, ar fi în județul Cluj, la localitatea Bogata, Livada, la Petroșani, la Târgu Jiu, în Oradea, Alba Iulia, Baia Mare, și noi credem că Dumnezeu va lucra, pentru că, după cuvântul Domnului, ne rugăm ca Dumnezeu să scoată lucrători la secerișul Lui, lucrători care noi înțelegem slujitori pentru persoane cu dizabilități, după ce am învățat și un curs dincolo de suferință, cum să slujești unei persoane cu dizabilități după Scripturi. O altă realizare. Da. Și pentru următorii 25 de ani, ce vă doriți? Ținta noastră sau proiectul nostru, dorința noastră cea mare, este ca numărul slujitorilor care slujesc persoanele cu dizabilități să crească tot mai mult. În țara noastră și în întreaga lume este un procent mare de persoane cu dizabilități care au nevoie de Hristos și de mântuire. De câte vreme ești cu Caritatea? Am împlinit 22 de ani de voluntariat. Și cum ai început? De ce? Am avut o perioadă când mereu rugam pe Domnul să-mi dea ceva de lucru. Am terminat o lucrare cu copiii din biserică și acum, pentru că nu aveam activitate, eu așa am primit credința că în via Domnului nu se șomează, ci trebuie să faci ceva, chiar dacă ai probleme de sănătate sau așa mai departe, și am început să mă rog: Doamne, dă-mi de lucru, eu nu pot să stau așa când alții mor pentru Tine, își dau viața, vreau să lucrez și eu ceva, dă-mi Tu de lucru. Și atunci a venit invitația domnului Măluțean să mă implic în evangelizarea persoanelor cu handicap. Și de 22 de ani se întâmplă, adică nu se întâmplă, faci lucrul ăsta. Da, slavă Domnului, ne-am cuvinte să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru chemarea care mi-a făcut-o și onoarea de a mă face unealtea lui. Efectiv, nu m-am așteptat, nici n-am știut la ce să mă aștept, dar m-am pus la dispoziția Domnului și Domnul m-a purtat din surpriză în surpriză timp de 22 de ani. E bine, una dintre cele mai frumoase surprize pe care ai primit-o în acești 22 de ani, adică ce crezi tu că face mai bine și mai bine Caritatea pentru cei cu dizabilități? Ce a făcut în tot timpul ăsta? Eu am avut o întrebare după ce m-am întors la Domnul. Mereu le întrebam: de ce au îngăduit suferința asta în viața mea? Dar sunt atâția oameni pentru care se roagă cei dragi, cum au făcut-o și în situația mea, și Dumnezeu le pune în inima lor voința și înfăptuirea și se întorc la Domnul. Și mereu le întrebam: de ce ai îngăduit în viața mea suferința asta? Și după ce am început să merg să
le spun despre Domnul celor în situația mea, atunci, efectiv, am primit atâta satisfacție și împlinire și am înțeles că Domnul m-a vrut așa, în situația în care sunt, să spun despre El, despre frumusețea relației cu El, celor în suferință. Și mergând, vizitând orfelinate, unde am întâlnit băieți cu handicap, fără familii, fără cineva care să le oferă dragoste, m-am privit pe mine și am zis, Doamne Dumnezeule, cât bine mi-ai făcut mie. Eu m-am născut într-o familie care m-a ajutat foarte mult să depășesc handicapul care e lângă mine tot timpul și îmi împlinește nevoile și băieții aceștia nu au pe nimeni, te rog să li te descoperi. Și atunci am zis, Doamne, mulțumesc că ai îngăduit suferința în viața mea, pentru că prin ea îi cunosc și pe acești băieți, a nimănui, pot să le spun despre tine și cred că asta e lucrul cel mai deosebit care îl face caritatea, îl duce pe Iisus oamenilor în suferință. Când și de ce te-ai implicat în activitățile caritatea ca voluntar? Începând cu anul 2010, am aflat despre ei, eu fiind venită în Cluj din Suceava, am crescut în familie cu un frate care a avut tetraplegie în urma unui accident prin însăritură în apă și mi-am dorit să cunosc și în cadrul comunității din Cluj persoane cu dizabilitate și cum să le pot sluji. Care crezi că e cel mai important lucru pe care îl face caritatea slujind persoanele cu dizabilități? Cred că cel mai important lucru care l-am sesizat de-a lungul anilor este faptul că încearcă să integreze cât mai multe persoane noi, între noi, și să îi ajute să îl cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Când te-ai implicat ca voluntar la caritatea? Din 2013. Și cum de? Știi, nu este nimic la voia întâmplării, o cunoștință m-a invitat, întâmplător, între ghilimele, m-am întâlnit cu ea pe stradă și mi-a făcut o invitație. Ai vrea să vii și tu, este un centru pentru persoane cu handicap și să vezi despre ce este vorba. Și atunci, pe moment, nu mi-am dat seama, dar, de fapt, acesta era un răspuns la rugăciunile mele. Mă rugam Domnului ani de zile pentru ca să mă facă un slujitor în via Lui, cum este și în versetul acela, că slujitorii sunt prea puțini câteodată. Și mă rugam, Doamne, să-mi arăți Tu locul acela unde vrei să mă vezi și unde pot să slujești eu. Și apoi, chiar acum am terminat un curs Dincolo de Suferință, cine înțelege mai bine oamenii care suferă, care sunt în aceeași situație ca și mine, ca și o persoană cu handicap. Și uite că așa mi s-a deschis ușile. Când ai început să te implici ca voluntar la caritatea? Cam de vreo 6-7 ani. Până atunci am fost membru, sunt membru la caritatea de la început. Din ce an cam? 93. Am fost vecină cu ei și am auzit că există un club pentru persoane cu dizabilități și am mers și eu. Și acolo am întâlnit oameni plini de dragoste și am zis trebuie să rămân acolo, că îmi oferă o bucurie, pace și liniște în suflet, ce eu nu am avut până atunci, că eram de societate respinsă, având un accident înainte. Cum se manifestă dragostea asta în lucruri concrete? Eu fiind pusă deoparte de societate și bagiocorită, că așa era în perioada aceea, aici cum am intrat, m-au îmbrățișat, ce mai faci, cum ești, și în decurs de 2 ore cât a durat programul, am primit dragoste cât n-am primit în toată viața mea. Era super și la sfârșit au zis și când mai vii. Și te așteptăm cu drag și după aceea, după o săptămână, m-au scos în tabără, peste tot și am zis, trebuie să rămân la oamenii ăștia plini de iubire. Ce ai reușit să faci tu în cadrul carității după ce ai fost primită și ți-ai găsit locul? Păi acum o să râdeți. Primul lucru care a fost, după 2 ani de zile m-am măritat. Tot am fost cu caritatea. Foarte bine, foarte bun lucru. Am fost cu caritatea la o biserică și acolo am văzut un băiat, ne-am legat, m-am măritat și am început să slujesc mai mult. Numai că lucrând n-am avut așa mult timp. După ce m-am pensionat de boală, am avut timp mai mult. Ce e cel mai important lucru pe care crezi că îl face caritatea pentru oamenii cu dizabilități? Le oferă picioare în locul picioarelor. De a se numește roți pentru lume.
Deci un om care nu poate umbla și le oferi posibilitatea să iasă în lume cu cărucior, e ca și niște picioare pentru el. Și fiind de multe ori la distribuirea cărucioarelor și văzând bucuria unui om care n-a mai putut ieși din casă sau n-a avut niciodată cărucior, am zis, am o bucurie în suflet și o, nu știu cum să zic, mă simt sufletește foarte bine când văd că oamenii aceștia au o pace sufletească, că se simt și ei oameni. Care ți se pare că e cel mai important lucru pe care îl face caritatea? Cel mai important lucru că îndeplinesc ceea ce ne cere Domnul Iisus, ca să vizităm pe cei care sunt în suferință, ca așa mai departe, păi împlinesc cuvântul și nu numai propovăduiesc, că văd ceea ce ei învață acolo, îl pun și în practică. Ce apreciez aici la caritatea este în primul rând faptul că este o colectivitate unită și toți suntem prieteni. În al doilea rând, apreciez faptul că cei care poate nu sunt bine văzuți în altă parte, nu-și găsesc locul în altă parte, aici își găsesc locuri și locul lor și se bucură. Și poate prinde aripi ca și în altă parte să fie ceea ce, să fie la adevărata lor valoare evaluați și apreciați. Exact, ei vin aici, învață, se pregătesc, își încarcă bateriile și merg în bisericele lor sau în colectivele lor și știu ce să spună, știu ce să facă și deja sunt niște promotori ai acestei lucrări. Ne ajută foarte mult și spiritual și prin faptul că dacă avem o problemă și ne trebuie un cărucior, o cârjă sau ceva, ei întotdeauna ne ajută, câteodată chiar și financiar ne ajută și spiritual și sunt ca niște părinți pentru noi. Spiritual cum? Ne dau sfaturi, dacă avem probleme, ei ne încurajează, ne aduc o mângâiere sufletească și pe noi ne ajută foarte mult. Ai simțit vreodată că, datorită sfaturilor ăstora pe care le-ai primit, ai reușit să faci ceva mai mult decât dacă n-ai fi primit sfatul acela? Da, am simțit. Am avut multe probleme de sănătate în ultimii 2 ani de zile și am făcut o depresie și ei m-au ajutat foarte mult să depășesc momentul, să-mi revin și acum sunt bine și eu le mulțumesc și iubesc pe toți.